O altă serie de
este încă incipient. Numărul protocolului și ceva de 1200 de volume. Sigur, este un început bun, promițător și totul se datorează organizatorului de domnul Radu Ciuceanu. Este omul potrivit, găsesc eu. Omul potrivit pentru a studia obiectiv această perioadă. Acest om a suferit mulți ani prin bolile temniței comuniste, dar și-a văzut toate ecologiile pe viu. Dar în același timp, eu caut să-mi imaginez bucuria care a avut-o atunci când a văzut lumina soarelui în 1964, când aceste episoade au fost deschise. Și a putut să continue mai întâi cu muncă. Dar toți oamenii vă spun așa, după aceea, aplicându-se tocmai asupra cercetării totalitare, cum și ajungând astăzi în poziția în care este și pentru care sunt o dată fericit. Este unul potrivit pentru a evalua în mod obiectiv perioada pe care a trăit. Este foarte important acest lucru. Deoarece acest program prodigios pe care Institutul l-a desfășurat și îmi permit acum să spun și câteva lucruri personale. Sperăm că va ajuta la o apreciere cât mai obiectivă, din punct de vedere istoric, a formelor de guvernământ. Poate de în viitor acest institut să devină chiar un institut al formelor. Este deci, subdenumirea de totalitate, de fapt, ce spun numeroase tipologii, ca să spunem așa. Noi privim astăzi lucrurile oarecum dicotomic. Totalitarism opus versus democrație. Totalitarismul egal rău, democrația egal bun. Totalitarismul este egalul, democrația este rău. Acest tip de judecată dicotomic, nu mă deranjează. Tot ce m-am gândit de judecata care o învățam la maxim în primii ani de studenții, în care filosofia era împărțită în două, idealism și materialism. Nu existau alte decât astea două. Cât de subiectiv era acest punct de vedere, nu mai ne vor să-l adaug. Sigur, a studiat totalitarismul pe care l-a trăit și cel care l-a fondat acest institut. L-am trăit cu toții într-o formă sau alta, directă sau indirectă. E foarte greu să o faci. Identitatea ești subiectiv de gândești ce ai pierdut, ce ai putut face dacă nu ai fost așa. Deci, dacă după mine este un păcat mare, dar așa trebuie să se întâmple. Formele de guvern este un tip de cercetare care a preocupat pe aici foarte mult. Gândiți-vă cei care cunoașteți probabil că un pic avem plat cu formele de guvernământ, cu legile acelui filosof, ca să nu spun preocupările de la Aristotel, ci până la urmă ale istoricului cu citite de Aristotel, care o să revin. Poate cea mai recentă în activitate, desigur, în secolul II, Ovidius, unul din mari istorici ai antichității, ne arăta, poate influențat de Platon, un tip de guvernământ, dintr-un tip de guvernământ, evoluează un alt tip de guvernământ și așa mai departe. Din democrație, evoluează tirania, mai mult sau mai puțin. Dar politicul a mai adăugat un termen, oclocrație. Democrația evoluează în oclocrație. Oclos, oclos în limba greacă, bine, sunt loc, plec. Sigur, lucrurile astea merită studiate și explică o mulțime de forme care o formă totalitare, poate. Și o vedem în istorie, am văzut-o de nenumărate ori, o vedem și astăzi și putem judeca fiecare să judece singur în ce măsură noi astăzi avem democrație sau poporocrație. Asta se va vedea.
vedea și nu concret. Dar nu acest lucru este atât de important, cât mai ales studiul acestor forme și modul mecanismului care a făcut ca dintr-o formă să evolueze în altă formă. Dacă ne uităm în istorie, democrația a avut perioade foarte scurte de funcționare. Sigur, democrația ateniană este un exemplu, cea romană este poate un exemplu și mai bun a funcționat câteva secole. Politicul era încântat tocmai de forma democrației romane, care era o îmbinare fericită între adevărată democrație a cetățenilor romani și în același timp autoritatea impusă de sistemul de conducere al Republicii Romane, prin formă de consultare și chiar dictatoriale, dacă voi vedeți Republicii. Sigur, nu voi să vă mie sub acestui lucru. S-a spus de mai multe ori astăzi, antevorbitorii mei, istoria o putem să o cunoaștem ca să învățăm ceva din ea. Să învățăm, o spunea și Polibus. Folosul istoriei este pentru a învăța din ea, pentru ca cei care vor conduce în viitor să nu mai le repete greșelile predecesorilor. Stresul, asta este folosul istoriei. Sigur, dacă ne uităm însă în istoria de 2500 de ani, atunci până astăzi, vedem că mai degrabă se potrivește un citat din marele filosof Hegel. Singurul lucru care înveți în istorie, că nu poți învăța nimic din ea. Sigur, lucrurile nu stau așa de așa. De toată antichitate și cu asta vă și ideal, este modul de a vedea istoria în citire. Pentru tu citire. Formele istoriei sunt cele ca toate ca bază, cele experimente de pe trecute în răcuiu pentru Tunisia, în care s-au trecut de toate, și teorice, și omori, de toate felurile. Și tu citire spune, aceste lucruri se vor întâmpla și în viitor. La fel sau asemănătoare, o iau la care va apresia SSI, ca ca tot în copii, mă potrivit fiii comenici. Nu știu, cu citite poate să gândească fie ca omenească, nu se poate schimba și va fi la fel. Astăzi noi putem spune, avem ceva în plus și prea sfințirile de la asta care au luat cuvântul ne-au spus. Firea omenească se poate schimba, dar nu istoria o schimbă, ci interiorul nostru. Și prin asta constă speranța. Dar revin la definiția istorică, tucidiană, este definiția istoriei obiective, studiul obiectiv a ceea ce s-a întâmplat, indiferent de bun sau rău, când apare nouă ca bun sau ca rău. El chiar spune, acel citat care vi l-am făcut de înainte, este de fapt comoara istoriei, comoara pentru de ce e o astfel de istorie, este o comoară pentru ce tema de SAE, o spune Cucidie. Aș vrea Institutul Totalitarist să ține seama și de gândirile celor de acum 2500 de ani, în poate. Nu numai de acea vorbim de pentru a se putea elibera, poate, și de partea sentimentală de care e normal să oferă, ca Caton Andromedon, tot privit și pentru a studia cât mai obiectiv, aduce documente și în acesta, principalul meu al acestui institut și urez că el se continue tot pe această cale și încă o dată urez din ce toate bine.